Salutare și bine ai venit! În acest clip o să discutăm cazurile atunci când eu recomand marca Nissan la clienți. În prezent, marca Nissan aparține grupului Renault. Odată cu trecerea la grupul Renault, s-au produs mai multe efecte pozitive și unele negative. Efectele pozitive sunt că marca Nissan a început să extindă mai mult gama de modele față de în trecut, ai mai multe opțiuni de unde să alegi, o gamă mai extinsă de motorizări și unele tehnologii de la grupul Renault. Dar partea negativă sau punctele minus sunt calitatea mai scăzută a fabricației față de perioada Nissan dinainte de Renault, materialele mai proaste la interior, caroseria de o calitate mai proastă decât la vechile modele, și ar mai fi și alte exemple, dar ne limităm la astea. Când merită cu adevărat să-ți cumperi un Nissan? Nissan la clasa mică nu ai ce să alegi. Ai decât Micra, vechiul model care este foarte scumpă și hidoasă în opinia multor clienți. A avut de asemenea și numeroase probleme de fiabilitate. La clasa compactă, la Nissan, nici aici nu ai ce să alegi. Era înainte vechiul Almera, a avut destule probleme, motiv pentru care niciodată nu a avut un succes imens. Nissan se poate dovedi o achiziție foarte bună atunci când vrei o mașină de teren sau SUV. În prezent, singurul model Nissan ce se apropie puțin de abilitățile vechiului Patrol este Nissan Navara. Nissan Navara este modelul cel mai bun de la Nissan pe care îl poți cumpăra. Orice altceva ai alege nu mai este de nivelul lui Navara. Concurența când lansează un model pe piață se raportează la Nissan Navara ca etalon. Au apărut mai târziu și Volkswagen Amarok sau alte modele de la alți producători, dar fanii pick-up sunt foarte atrași de acest model. În cazul Navara nu au fost semnalate probleme extrem de mari privind fiabilitatea. Confortul și consumul lui Nissan Navara nu sunt punctele lui forte, dar plusează pozitiv la alte capitole. Sarcini de tractare, fiabilitate, robustețe, solitatea caroseriei, abilități în teren accidentat. Al doilea model ce este după Navara este Nissan X-Trail. X-Trail este mult mai bun decât un Nissan Qashqai, chiar dacă îl cumperi uneori la aceeași motorizare, un Nissan X-Trail intră mai rar în service decât un Qashqai. Dovadă că sunt construite mai bine. Nissan Qashqai poți să-ți alegi doar dacă nu ai ce face cu banii, pentru că sunt modele destul de fragile, au o caroserie plină de elemente și protecții de plastic pe unde se infiltrează apa, iar pe viitor poate să apară rugina. Calitatea interiorului unui Nissan Qashqai te poate dezamăgi. Materiale atât de proaste și atât de ieftine greu vei găsi la altă marcă și alt model concurent. Dacă totuși vrei Nissan Qashqai, alege doar o motorizare diesel, altceva nu prea ai ce să alegi. Deci ai trei opțiuni. Recomandabilă 100% este Navara, X-Trail recomandabilă în 70-80% din cazuri, iar Qashqai o proporție de 50-60% din cazuri, adică atunci când nu găsești la acel preț o mașină mai bună la rivalii săi, precum Tiguan, Skoda, Yeti sau orice alt model. Qashqai se deosebește de Dacia Duster doar că are anumite dotări în plus și că beneficiază de o siguranță de 5 stele față de 3 stele la testele de impact. Dar în rest este net inferioară lui Dacia Duster la capitolul fiabilitate. O să ai mai multe probleme cu un Qashqai decât cu un Duster. Pentru viitor, Nissan a decis să externalizeze producția sa 100% către Renault.
adică modelele produse pentru Europa să fie fabricate doar de Renault, practic ei lipesc doar sigla de Nissan, nimic altceva. Din păcate, asta este realitatea despre marca Nissan și nu o pot înfrumuseța sau prezenta sub altă formă decât este. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să-mi spui părerea ta despre marca Nissan, ce experiențe ai avut, plăcute sau neplăcute. Până data viitoare, îți urez drumuri bune și sănătate de fier!